Despre cum e să fii stângaci într-o lume a dreptilor, dar și despre cum sunt percepuți stângacii în societate și cum au fost percepuți de-a lungul vremii, discut la această oră cu invitatul meu, antropologul Alexandru Dincovici. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră aici la Euronews România. Sper că nu începem discuția cu stângul. Vreau să vă întreb în ce mână țineți mouse-ul, ca să stabilim de la început cine, ce și cum. În dreapta, sunt dreptaci, din câte știu cel puțin așa am fost dintotdeauna. Să fii stângaci înseamnă să fii diferit din punct de vedere evolutiv? Nu înseamnă să fii diferit. Mă rog, înseamnă să fii diferit doar dacă te raportezi la majoritate, pentru că se pare că există oarecum o constantă în proporția stângacilor de-a lungul istoriei. A existat încă din cele mai vechi timpuri și undeva la 10-12% din populație este stângaci din populația globului. Mai indiferent dacă încercăm să-i forțăm de la naștere să fie dreptaci, să facă anumite lucruri cu partea cealaltă care nu e dominantă, e foarte greu de făcut acest lucru. Cumva stânga rămâne la moment dat. Și, cum bine s-a văzut și în reportaj, e o combinație acolo și de genetică, dar și de alți factori, din care mare parte sunt cel mai probabil și culturali. Ce determină mai exact? Aș vrea să înțelegem puțin mai bine. Ce determină dacă un om este stângaci sau dreptaci? Nu se știe foarte bine. Asta este unul din, aș putea spune, din marile mistere. Se pare că, după cum spuneam, genetica la un moment dat joacă un rol, dar e un rol minoritar, nu știu, undeva de sub 25%. E un mister de ce unii oameni ajung să fie stângaci. Sunt foarte, foarte mituri, multe mituri care sunt răspândite în legătură cu ce înseamnă de fapt să ai mâna stângă dominantă. Am văzut mai devreme copilul acela care spunea că părinții au spus că stângacii sunt de obicei mai creativi și acesta e mai degrabă un fel de mit legat de cum funcționează creierul și emisfera predominantă. În practică, de fapt, bănesc că știe toată lumea de conceptul de neuroplasticitate. Creierul se adaptează foarte, foarte mult, sistemul nervos central și corpul se adaptează foarte mult la extrem de multe variații și culturale și genetice și nu cred că există ceva în sine diferit la stângaci, dar în general stângacii sunt văzuți ca oarecum problematici în anumite domenii, de exemplu în sport, unde a fi stângaci înseamnă să ai gardă inversă, care și asta în română cel puțin vine cu niște conotații negative, pentru că stânga e ceva ciudat acolo. Sau așa pare cel puțin și așa e perceput în societate de multe ori. Cineva care stângaci e diferit de ceilalți și e foarte greu să ne dăm seama de lucrurile acestea în momentul în care suntem dreptaci. Absolut toate obiectele pe care le folosim sunt făcute pentru a fi folosite în principal de oameni care au mâna dreaptă predominantă. Și e greu să ne dăm seama la lucruri de genul laptopului sau mouse-ului, după cum ați zis mai devreme. Dar în momentul în care vrei să folosești un ibric cu mâna stângă, de exemplu, sau o foarfecă să tai ceva, atunci vezi că se complică, de fapt, lucrurile și e mult mai greu să faci asta, pentru că, după cum spuneam, obiectele nu sunt adaptate, nu sunt făcute pentru astfel de lume, oameni care să le folosească cu mâna stângă. Și atunci se adaptează societatea la stângaci sau stângacii la situațiile pe care le întâmpină în societate? Mai degrabă se adaptează stângacii la situațiile pe care le întâmpină în societate. Există, evident, și obiecte care sunt făcute pentru persoane bidexe, dar ceva mai puține. La multe nu se simte deloc diferența, dar în foarte multe locuri se vede și cred că și toate cele discuții de la început despre școală și cum unii copii erau forțați, inclusiv la noi, să scrie cu mâna dreaptă, chiar dacă i-ar fi făcut asta cu mâna stângă, arată că, în general, societatea a încercat să forțeze oamenii să fie la fel, să uniformizeze mai degrabă decât să le lase un spațiu de adaptare. Deci acum am putea spune că stângacii sunt cei care trebuie să se adapteze la ceea ce există deja și poate să forțeze mai mult să încerce să-și creeze un spațiu și locuri pentru oamenii care sunt asemenea lor. Această tendință de a obliga stângacii să scrie, de exemplu, cu mâna dreaptă, pe care am văzut-o pe timpul comunismului și în ultimele decenii și sperăm că nu mai e întâlnită în zilele noastre, e o caracteristică a spațiului comunist sau e ceva ce vedem în multe țări, chiar și în vest? Vedem în multe țări și cred că e ceva ce ține de, mai degrabă, de preconcepții și de stereotipuri pe care le vedem asociate cu stânga. Și în Asia, și la fel s-a spus foarte bine în reportaj, avem locuri în care există inclusiv motivații religioase pentru a nu folosi mâna stângă, pentru că este considerată impură sau este necurată. Și a fi stângaci, în general, cum spun și în limba română, dar și în alte limbi, e văzut ca fiind ceva
ceva negativ, înseamnă că crești o persoană neîndemânată. Pentru că, în general, toți oamenii au o emisferă, o emisferă, o parte predominantă și folosesc mai degrabă o anumită mână decât, decât cealaltă. Deci nu e ceva tipic spațiului românesc sau în Europa de Est, e ceva răspândit, cum spuneam, pentru că la această bucățică mică, generică, oricât de mică ar fi ea, peste ea vin foarte, foarte multe alte tipuri de reprezentări culturale și simboluri care fac oamenii care sunt stângași de obicei să fie văzuți ca fiind diferiți și de multe ori diferiți într-un sens negativ, pentru că la un moment dat au existat inclusiv, cred că s-a spus și asta, asocieri cu vrăjitoria oamenii care foloseau mâna stângă predominantă și deci, ceea ceva ce evident ai fi încercat să ascunzi la momentul respectiv dacă avea această, să zicem, problemă, deși nu e deloc o problemă. Și atunci, ca o concluzie, atunci când aflăm că o anumită personalitate, fie muzician, președinte sau, cine știe, unul dintre bogații lumii, este stângaci, ar trebui să nu asociem ca o cauză directă faptul că este stângaci, ci pur și simplu abilitățile sale, nu? Exact, în niciun caz, pentru că, după cum spuneam, 10% dintre oameni peste tot pe glob, deși există diferențe între cum se manifestă această proporție în anumite spații, sunt stângași, deci statistic e absolut normal ca cel puțin una din 10 persoane pe care le cunoaștem, să spun, ca să generalizăm așa, să fie stângace și asta nu are niciun fel de legătură. Adică putem încerca să creăm explicații cauzale ulterioare, dar nu cred că au absolut niciun fel de relevanță. Nu au ajuns unii oameni acolo datorită faptului că sunt stângași, ci poate mai degrabă în ciuda faptului că sunt stângași, după cum spuneam, pentru că încă de mici sunt oameni care încearcă să suprime de multe ori de bună credință această cumva predominanța mâinii stângi. Important e să acceptăm că suntem cu toții diferiți și nu doar să tolerăm, ci să folosim asta în avantajul nostru. Mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră aici la Euronews România.